Hello, hello! Azi am pentru voi un machiaj, am pregătit un machiaj normal cu paleta Juvia și normal trei culori. O să încep cu prima culoare pe care v-am și arătat-o, este acel maro prăfos, da? Și o să-l aplic în pliu pentru că o să folosesc acest maro ca și uh, culoare de tranziție. O să-mi spuneți că Poate este prea închis, dar așteptați, rămâneți până la final și o să vedeți despre ce e vorba, de ce am aplicat această culoare maronie ca și uh, nuanță de tranziție. Acum, după ce l-am aplicat în pliu, îl blenduiesc foarte, foarte bine, îl ridic și mai sus, pentru că am nevoie să se vadă machiajul. Nu a mers uh, foarte sus, am primit comentarii și sunt extrem, extrem de mulțumită că mi lăsați comentarii și sunt fericită când îmi spuneți ridică culoarea, făi așa, făi așa mă ajută foarte mult. Încă sunt la nivelul în care le testez și apoi o să încep așa încetul cu încetul să le ridic pentru că uh, la început eu direct le ridicam, nu le blenduiam, nu făceam ce trebuie dar uh, vă promit că încetul cu încetul o să ridic mult mai mult pe pleoapă și culorile care le pun pe baza pleoapei o să vedeți despre ce e vorba. Nu știu dacă mă avantajează, dar îmi place atât de mult cum îmi stă cu acele culori doar pe pleoapă. Ok, hai că am vorbit destul uh, aiurea, să revenim la ce uh, se prezintă în clip. <laughs> am blenduit foarte, foarte bine uh, culoarea maronie pe pleoapă și mai sus, aproape până la arcadă, încât să fie foarte uh, curată pleoapa pregătită pentru ce va urma. Apoi am luat o pensulă plată și minuni, fac eu acum, am luat acel galben auriu de care sunt atât de îndrăgostită. Deci dacă aș avea culoarea asta singură aș putea să mă machiez doar cu ea, e atât de frumoasă, mi se pare minunată. Am aplicat-o în colțul intern până pe la jumătatea ploapei și pe un ochi și pe altul. Apoi, am să o să vedeți uh, despre ce nebunie vorbesc. Pentru că am început această serie cu niște clipulețe domol, domoale, așa mai liniștite, dar azi am zis să fac minune. Da, am luat acel verde cu sclipici și este atât, atât de frumos. nu știu de ce îmi plac atât de mult culorile acestea vii, atât de... Nu știu cum să le spun, atât de țipătoare le spun eu în general. Dar sunt foarte foarte frumoase, frumoase și uh, aplic și la celălalt ochi, doar pe baza uh, plioapei am aplicat, nu m-am dus foarte sus ceea ce mi-ați recomandat voi, și știu că trebuia să fac chestia, asta dar am zis, ok, să îmi creez o bază, să văd cam cum ar trebui să fac și pe partea mai uh, de mai pe toată plioapa normal, nu doar pe bază dar încetul cu încetul o să ajung și acolo. Apoi, după ce am aplicat culoarea verde, am luat o pensulă de blending și am început să nu neapărat să le blenduiesc, ci mai mult să le amestec fix acolo unde ele două se întâlnesc, pentru că dacă nu le-aș fi amestecat, ar fi rămas două culori doar puse acolo pe pleoapă și atât. Le-am le -am amestecat atât încât să nu se facă diferența dintre cele două culori. Iar apoi, în pliu, am revenit cu acea cu prima nuanță de tranziție, tot așa pentru a, a diminua, dacă pot să-i spun așa, a, culorile, să nu se vadă diferența aceea dintre galben-verde și a, ce aveam deja pe pliu, pe maroniu, la același normal blenduiesc iar și iar și iar <răși> am, am, mi-a intrat chestia asta în cap foarte tare trebuie blenduit trebuie blenduit <răși> altfel nu, nu iasă ce îți dorești știu asta din experiență vă spun 100% clar iar după ce am terminat cu blenduitul mi-am aplicat un creion um, albastru nu pe linia apei ci sub uh, linia apei imediat pe pă de jos fix unde de unde pornește uh, rădăcina uh, genelor. Mi se pare că așa de fain se potrivește. Am aplicat și într o parte și în alta și pentru mai mult un contur, îi zic eu, și pentru o definire mult mai frumoasă a machiajului, am aplicat și puțin creion negru doar la uh, coada ochiului cât să accentuez, accentuez <laughs> acel negru. Apoi am luat o pensulă din aceea cu um, material, nu știu exact cum să-i spun, e, și am, să zic, am dus uh, acel negru puțin spre mijloc, nu foarte mult. Din această cauză nici nu am aplicat tuș pentru că mi se pare atât de frumos și atât de... Oh, doamne, mă laud singură! <laughs> Iar apoi am venit cu nuanța de verde pentru că nu am vrut să fie neaparat un negru, ci am vrut să fie mai mult colorat acolo. Apoi, tot cu nuanța de verde, am venit peste acel creion foarte puțin cât să mai accentuez uh, culoarea de jos. Mi se pare atât de frumos și ok. Știu, am învățat din greșel chestiile astea pentru că eu înainte. Puneam două, trei culori pe ochi. A, ce fain arată, dar nimic nu era blenduit, nimic nu era absolut deloc cum trebuia. Și ziceam, ai, în capul meu eu credeam că e frumos, dar nu era. Și mă uitam, de foarte multe ori mă uitam la uh, Dana, la Taifas cu grăsuța și spunea, blenduiește acolo, blenduiește acolo, dar eu nu știu, auzeam ce spune, dar nu-mi intra în cap. Ok, Apoi mi-am aplicat rimelul, și ca de obicei, cred că v-ați obișnuit cu această chestie pe care o fac eu să-mi despar genele ca să nu se lipească între ele și să stea cât mai frumos rimelul, să, să se vadă că sunt date cu, cu rimel genele. <laughs> Parcă nu mai găsesc cuvintele. Iar pentru că am vrut să iluminez puțin uh, arcada, dar nu am vrut să folosesc ceva auriu cu sclipici am luat nuanța cea foarte deschisă tot din paleta Juvia și mi-am aplicat-o pe arcadă și sub sprâncene foarte foarte puțin mi s-a părut și mi se pare că este foarte foarte fain și drăguț mi-am pieptenat sprâncenele și acum trecem la ruj la ruj mi s-a părut puțin complicat pentru că nu știam ce să pun pe buzi. Și am rămas la acel roz, un ruj de la Avon. Îl am de foarte, foarte mult timp și mi se pare că îi tare drăguț. Adică nu am vrut să pun ceva și mai închis pe buze, că deja ochii sunt uh, wow, mă văd după lună. Mi se pare fa foarte, foarte fain. Iar acum o să trec uh, la blush, la ce simt nevoia că mai trebuie completat la machiaj. Foarte puțin iluminatorul să mi-aplic, nu extraordinar de mult pentru că nu simt nevoia. Deja sunt acolo unde trebuie. Vreau să spun că pun mai mult accent pe pe machiajul ochilor. Nu spun că machiajul feței nu contează, contează foarte mult, dar în general mă mă bazez pe chestia asta, pe